Aș vrea să dăm ascultare Cuvântului Sfânt. Dacă vreți să ne ridicăm în picioare, să vă ridicați în picioare, să citim câteva versete din Evanghelia după Luca, la capitolul 17, începând cu versetul 11. Cei care aveți Biblia la dumneavoastră, vă rog să o deschideți, iar ceilalți să priviți pe, pe ecran. Cuvântul lui Dumnezeu în această zi ne vorbește astfel. Isus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat zecele proști. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Isuse, învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut, Isus le-a zis: Duceți-vă și arătați-vă preoților! Și pe când se duceau, au fost curățați. Unul din ei, când s-a văzut, văzut, vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Isus și a mulțumit. Era samaritian. Isus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățiți toți cei zece? Dar ceilalți nouă unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? apoi a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit, amin. Vă rog să ocupați locurile. În această zi am pus uh, titlul acestui mesaj, Doar unul din nouă. Doar unul din nouă. Este un pasaj foarte bogat din punct de vedere uh, teologic și aș vrea să subliniez câteva lucruri din acest pasaj spunea cineva că încercările în viață sunt cam la trei categorii diferite. În primul rând poate ai fost în într-o încercare și tocmai ai ieșit din ea, ăsta e primul aspect. Al doilea aspect poate ești în mijlocul unei încercări și al treilea aspect, cu siguranță, dacă nu ai fost sau nu ești, cu siguranță vei intra într-o încercare. Așa este făcută viața ca să trecem prin perioade de munte și perioade de vale. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, prin orice perioadă a merge, suntem mai mult decât biruitori. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să Subliniez că ultima predică a fost o predică tipologică, cu foarte multă alegorie în ea. În această zi voi schimba macazul și voi prezenta o predică narrativă, puțin diferită. Și cuvântul lui Dumnezeu, în locul acesta, ne vorbește în versetul 11, la versetul. 13 despre situația acestor oameni, acestor leproși, celor 10 leproși. Și cuvântul vorbește foarte, foarte frumos și interesant și spune așa: Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileia. A trecut printre Samaria și Galileia. Vedeți dumneavoastră, zona aceasta între Samaria și Galileea era o zonă pe care evreii adevărați care aveau sânge curat în ei o respingeau. Era o zonă pe care ei o priveau cu foarte mult dispreț. Păi samaritenii n-au sânge curat ca al nostru. Galileea neamurilor, ce poate să iasă bun de acolo? Spune în cartea Ioan capitolul 7 cu versetul 52 dă o replică Nicodim. Din Galileea aceasta nu s-a ridicat niciun proroc. Și Domnul Iisus în drumul lui înspre Ierusalim trece prin această zonă care era respinsă de oameni. Samaria și Galileea este zona respingerii și Domnul Iisus își face drum să meargă prin acest loc. Este foarte interesant că dacă facem o incizie în adâncime, adică în teologie, putem să observăm următorul lucru. În Galileea aceasta și în Samaria, în, această, în, această, în acest loc al respingerii, în această zonă, Domnul Isus a făcut 25 de miracole din cele 33 de miracole. În această zonă a respingerii, pe care evreii o detestau și a zis nu avem nevoie de, de oameni aceștia, acești galileni, acești samariteni, că nu sunt buni. Aici, în zona aceasta, Domnul Isus a făcut 25 de miracole din 33. Nu le-a făcut la templu, le-a făcut acolo. Și mai e un lucru foarte interesant, tot în această zonă, Domnul Isus a prezentat din cele 32 de parabole, pe care le-a vestit oamenilor, 19 parabole le-a vestit în această zonă. Foarte interesant. În locul respingerii lui Isus îi place să treacă. Pe acolo îi place. În locul acela în care oamenii spuneau, măi, samaritenii aceștia nu sunt buni, să vină foc din cer peste ei, Domnul Isus a spus, bine, îmi place să trec prin Samaria. Mie îmi place să fac minuni în Samaria și în Galileea, pentru că oamenii aceștia au nevoie de minuni și de învățătură. La Templu este suficient, numai să aplice. Dar aici era locul respingerii în care Mântuitorul a vrut să treacă, pe unde Mântuitorul a vrut să treacă. Am vrut să vă întreb pe dumneavoastră din acest loc și pe cei care ne privesc pe undele internetului. Te-ai simțit vreodată în viața ta respins, neacceptat, poate cu inferiorități, poate că nu ești, eu știu, la nivelul care trebuie sau poate nu ești ceea ce trebuie? Te-ai simțit vreodată că faci parte din categoria aceasta a samaritenilor și a galilenilor? Domnul Isus pe acolo vrea să meargă. Pe strada inimii tale, prin viața ta pe acolo unde este respingere. Și versetul acesta spune foarte frumos. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galileea. Slăvit să fie Domnul! Că El îi are în vizor pe oamenii care sunt respinși. Samariteni, galileeni, români, americani, chinezi, ruși, și toți care în inima lor s-au simțit vreodată respinși, citiți acest verset. Iisus trece pe acolo. Slăvit să fie numele Domnului. În al doilea rând, versetul, ca să vedem situația acestor zecele proști, pe lângă locul respingerii, mai putem să vedem un lucru în versetul 12. Versetul 12 spune așa. Pe când intra într-un sat l-au întâmpinat zecele leproși, Ei au stat departe. Ei au stat, au stătut departe. Foarte interesant acest verset. Vedeți dumneavoastră, leproșii aceștia zece nu făceau parte din dinamica societății. Poate vreau să meargă și ei la un teatru, la un film, eu știu ce aveau ei pe acolo. Dar nu puteau să meargă. Poate vreau să meargă să facă business în societatea aceea, dar nu puteau să meargă. Erau leproșii, trebuiau să stea în afara societății și dacă se apropiau de oameni, trebuiau să strige în gura mare, necurat, necurat. Și oamenii aceștia erau în, în, în cadrul lor, în starea lor, stăteau deoparte de toată lumea. Imaginați-vă, la unul i-a căzut urechea. Mai spun spune odată, când am auzit, la altul i-a căzut poate nasul. Nu putea să sufle nici nasul. Lepra. La altul poate a căzut o parte din mână sau degetele și s-a înfășurat cu ceva pe mână să nu vadă prietenii cu care era acolo. Erau zece, erau o colonie de leproși. Și oamenii aceștia, fiecare dintre ei, era cu rănile, durerile lui și stăteau în afara societății. Nu puteau să facă parte din societate din cauza rănilor și a durerilor. Aș vrea să vă întreb, știți dumneavoastră câți oameni stau departe de cercuri sociale, de biserici, de eu știu tot felul de instituții, unde merg oamenii din cauza rănilor și a durerilor? Eu am vorbit personal cu oameni care mi-au spus, nu vin la biserică că am fost rănit. Și a zis, măi, omule, hai la biserică. Biserica are un delem pentru tine. Stau și eu deoparte ca leprosul pentru că am fost rănit. Aș vrea să mă rog ca Biserica Harmony să fie o biserică care are în buzunar un delemnul Duhului Sfânt. Spuneți amin la lucrul acesta. Amen. Vedeți dumneavoastră ce este foarte interesant aici, că societatea din zilele noastre nu s-a schimbat absolut deloc. Poate credeți că noi trăim alte vremuri decât au trăit acești oameni. Aș vrea să dau un exemplu. Noi când am trecut cu copilașii nostru prin această situație care ne-a devastat, am fost foarte surprins să găsesc că sunt grupuri de oameni pe internet, bineînțeles, care așa ca și le proși aceștia se strâng în necazul lor. Ăștia erau zecele proși strânși în necazul lor. Astăzi nu ne mai strângem poate fizic, dar ne strângem pe rețelele de socializare în necazul nostru. Unii care au poate un cancer, se strâng acolo și vorbesc între ei cum să treacă mai departe. Alții poate care sunt alcoolici și nu pot să renunțe, se strâng și ei în cadrul lor și vorbesc și parcă se simt oarecum normali pentru că și altcineva trece prin acea situație. Și societatea nu s-a schimbat de niciun fel. Dar vedeți, dumneavoastră, Biserica Domnului. Trebuie să fie un spital pentru acești oameni. Spuneți un amin la lucrul acesta. Trebuie să fie un spital pentru oricare dintre acești oameni. Și ceea ce vedem în, în pasajul acesta este că ei stăteau deoparte. Știți ce este interesant? Că Biblia vorbește atât de frumos în acest pasaj că erau zece leproși, dintre care unul era samaritian. și că era o rivalitate mare între evrei și samaritian. Dar ce este interesant în pasajul acesta, că pentru oamenii care mergeau lent înspre mormânt, nu era nicio rivalitate. Pentru oamenii care mergeau lent, încet, către mormânt și știau toți zece că mor, se acceptau unii pe alții așa cum erau. Dar pentru alții care nu mergeau lent înspre mormânt, nu se acceptau unii pe alții. Era o rivalitate între evrei și oamenii din această zonă, Samaria. Ce vreau să, ce vreau să spun este ce spunea autorul John Otberg odată, un autor american foarte bine cotat și predicator, pastor, spunea în felul următor. Pe rogojina suferinței ne vine rândul prin rotație. Pe rogojina suferinței ne vine rândul prin rotație. Adică, ce vreau să spun cu lucrul acesta este următorul lucru: vedeți, evreii erau foarte ambițioși și îi tratau pe samariteni foarte rău. Dar când au ajuns acolo, la punctul în care își vedea moartea în față, puțin paradigma de gândire s-a schimbat. Și aș vrea să vă dau un exemplu din viața mea. Mama mea a fost bolnavă de un cancer foarte agresiv la plămâni, și a fost interesant, am stat cu ea, împreună cu Oana, am stat cu ea patru luni. Și uh, la mama ei mai plăcea să meargă la shopping, așa, îți mai cumpere o bluză și zice, zice măi fiule, ce nu poți să vii cu mine la shopping? Și Anca îi place mult. Și am zis, mamă, vin la shopping. Și uite, vreau să-mi cumpăr un fâș din ăla, dacă vine ploaia, să nu mă ude și o umbrelă. M-a dus cu ea la un magazin din ăsta mai, acolo în cartier mai ieftin, cu multe chinezării și am stat acolo. Dar, vedeți, în mine, având așa sângele mai, mai accelerat, am stat puțin cu ea acolo și am zis, mamă, ia ce vrei de acolo și lasă-mă cu shopping, hai să plecăm de aici, ia ce umbrelă vrei. Am vorbit mai, mai agresiv, așa, ia-ți umbrela și hai să plecăm. Eu personal am știut că l-a fost ultimul shopping împreună cu mama. Ultimul shopping. Și soția mea mi-a spus, măi, trebuia să vorbești mai frumos, mai elegant, pentru că el a fost ultimul shopping împreună cu mama ta. Și după ce au trecut lunile și a fost înmormântată, mi-am adus aminte de pasajul acela din viața mea și am zis, da, într-adevăr. Ea a avut o atitudine foarte diplomatică față de mine, că eram fiul ei și sunt fiul ei și m-a iubit, dar când m-am gândit eu la mine și la atitudinea mea după ce a trecut ea la Domnul, mi-am dat seama că ea era pe rogojina suferinței, ambițiile ei erau nivelate, mândria ei era la zero și a acceptat orice înainte de moarte. Aș vrea să vă spun, am fost de foarte multe ori în România la spitalul de oncologie. De foarte multe ori am fost acolo. Și știți ce am rămas surprins? Că oamenii la spital se împrietenesc așa de repede, atâta de repede, pentru că știu că toți sunt în aeroport, gata de plecare. Și am fost surprins acolo, am fost surprins acolo la o poveste între mama mea și o colegă care vorbeau despre o prăjitură. Și am zis, mă, dar ce rost are prăjitura aceasta? Ce rost are acum când ești înainte de moarte să vorbești despre o prăjitură, despre nu știu ce prăjitură crempită, nu știu ce e aia, povesteau acolo. Și m-am gândit, Dragi frați și surori, m-am gândit, vedeți? Oamenii care trec prin suferință Cum au fost acești zecele proși, Încearcă să-și găsească în viață Cum să vă spun? Oameni care treca și ei Și vor să-și facă viața mai, mai ușoară, mai simplă Era, cum să vă spun dumneavoastră Oamenii aceștia, cum spune versetul 12 Stăteau deoparte Stăteau deoparte în necăjeala lor Și nu numai atâta dar mai spune versetul 13 următorul lucru. Și-au ridicat glasul și au zis: Iisus, învățătorule, ai milă de noi. Vedeți, dumneavoastră, un lucru foarte important este că acești oameni nu numai că erau în locul respingerii, nu numai că stăteau deoparte, dar aveau în sufletul lor un strigăt al disperării. Erau acolo și... Vedeți dumneavoastră dacă Domnul Isus a făcut atâtea minuni acolo, în zona aceea a îmi, îmi imaginez cum oamenii aceștia s-au gândit: Măi, dacă ar trece Mântuitorul și pe aici, pe la noi, dacă ar trece Mântuitorul și pe strada noastră, oare ce am face? Și când a văzut ce au auzit că vin, au strigat în gura mare: Ai milă de noi! Și spune Biblia aici, Iisus, învățătorule, ai milă de noi. Vedeți, dumneavoastră, eu cred că Biserica Harmonie este o biserică rugativă. Dar dacă dă necazul în tine sau în mine, îți deschizi gura toată. Numai când te lovește necazul, atunci. Încerci să te scuturi de toate lucrurile și să-ți ridici privirea spre Dumnezeu și să strigi din toată inima Dar vedeți dumneavoastră, este foarte important, acești oameni, spune în, în limba engleză, loud voice Au strigat din toată inima că au știut că este șansa lor Aș vrea fiecare dintre noi să putem să ne dezvoltăm și noi această dimensiune a rugăciunii, să strigăm din toată inima către Domnul și Mântuitorul nostru, slăvit să fie în numele Lui. În al doilea rând, cuvântul continuă, pe lângă faptul că ne prezintă situația lor, locul respingerii, stăteau deoparte, strigătul disperării. Putem să vedem în acest pasaj acțiunea acestor oameni. Versetul 14. Versetul 14 spune așa: Când i-a văzut Isus, le-a zis: Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățați. La preot, deci preotul în, în acea vreme, le dădea un fel de hârtie că sunt curați. Un fel de hârtie, un fel de certificat medical, ștampilat. Eu știu cum îl făceau atunci, că sunt curați. Dar puteai să mergi la preot doar dacă erai curat. Nu te primea preotul dacă aveai diferite, uh, erai necurat și omorau cu pietre. Și Mântuitorul face aici o afirmație foarte interesantă și spune așa: Duceți-vă, erau leproși, duceți-vă și arătați-vă preoților. Dar cum să ne ducem dacă suntem încă leproși? Zice, duceți-vă. E foarte interesant acest lucru: că ei, acești oameni, această colonie de zece leproși, au fost chemați la pasul ascultării. Ascultă, fă pasul și undeva pe drum, nu pot să-ți promit unde, dar undeva pe drum se va întâmpla miracolul vindecării pasul ascultării. Fă un pas al ascultării, du-te înainte și undeva pe drum se va face miracolul vindecării. Ne aducem aminte și de Naman leprosul în această situație. Spune Biblia că profetul i-a transmis un mesaj și a spus, Naman, tu te scaldă -te în Iordan și vei găsi vindecare de lepra ta. Naman când a auzit, nu i-a convenit, a zis, dar nu vine el să, să vorbească cu mine, îmi trimite mesaj prin nu știu cine. Păi râurile noastre sunt mai frumoase, mai curate și așa mai departe. I-a spus profetul, fă pasul ascultării și vei fi vindecat. Și Naman a spus, nu, eu nu fac pasul ascultării. Și spune Biblia că s-a și mâniat. Și apoi slujitorii care au avut mai multă înțelepciune s-au apropiat de ele și a zis, Naman, dacă omului Dumnezeu își cere acest lucru, fă pasul acesta. Și după ce a făcut pasul, a găsit vindecare. Vedeți dumneavoastră ce lecție învățăm din acest verset 14 este pasul ascultării. Anumite lucruri se întâmplă în viețile noastre doar când facem pasul ascultării. În pasul ascultării se demonstrează credință. Dacă rămâneau acești leproși. Blocați acolo, în durerea lor, la marginea acelui sat, să spună: Noi nu mergem niciunde până nu vedem că suntem vindecați, nu ne mișcăm de aici. Probabil că ar fi pierdut vindecarea. Dar dacă ei au făcut pasul acela al, al credinței de a merge înainte, Domnul a lucrat și el la vremea potrivită vindecarea. Și aș vrea să mai spun un lucru din viața mea. Vedeți dumneavoastră, după ce am pierdut copilașul, am fost extrem de, cum să vă zic, extrem de zguduit sufletește. Dar este foarte interesant că eu nu știu momentul în care am primit vindecare. Încă nu-s vindecat complet, dar nu știu momentul acela. Exact ca la acești leproși. Tu du mergi, continuă și undeva pe drum îți dau vindecare. Nu știu la care pas. Aduceți-vă aminte de cei doi uh, ucenici care au plecat pe drumul Emausului dezamăgiți de moartea Mântuitorului. Erau foarte dezamăgiți de moartea Domnului Isus și spune că un străin s-a apropiat de ei. Și în momentul în care mergea cu ei, concluzia a fost că inima lor dezamăgită cumva a început să se încălzească. Nu știu la care pas. Nu știu la care bornă kilometrică, nu știu unde, dar undeva pe drum, pentru că au făcut pasul credinței și al ascultării, cumva Mântuitorul a lucrat în inima lor și au fost schimbați, au fost transformați. Vedeți, dragi frați și surori, putem să ne oprim și noi, să fim arestați în viața noastră poate de anumite inferiorități, anumite dureri, anumite suferințe, anumite lucruri care se ne țină în diferite colonii, cum erau acești leproși, în colonia leprei, puteau să rămână acolo. Dar pasul ascultării a adus credința și schimbarea. Ceea ce vreau să vă încurajez pe fiecare dintre dumneavoastră este să faceți pasul ascultării și pasul credinței. Că împreună cu Domnul suntem mai mult decât biruitori, slăviți să fie în numele Lui. În al doilea rând, pe lângă pasul ascultării, vedem încă un pas al mulțumirii. Încă un pas al mulțumirii. Și următorul verset, versetul 15, spune așa. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glasare. Unul dintre ei au plecat înspre, înspre preoții din sat, au plecat toți zece. Toți zece, versetul 15, toți zece au plecat. Dar Biblia spune că unul dintre ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors. Nu știu ce s-au gândit cei zece, măi, cei nouă. Păi dacă nu ne ducem și ne apar iară petele, mai bine acum. Bate fierul cât e cal spune românul. Du-te acum, repede, la, la preot acolo să-ți dea certificatul. Dar spune Biblia că unul dintre ei, când s-a văzut vindecat, n-a mai continuat, s-a întors. S-a întors înapoi la Mântuitorul. Interesant, procentajul acesta au fost 10 și s-a întors numai unul, adică 10%, 10%. S-a întors, la, la întors înapoi la Mântuitorul. Și când s-a întors înapoi la Mântuitorul, s-a întâmplat ceva foarte interesant. Versetul 19 spune felul următor. Domnul Iisus apoi a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Și apoi în versetul, în versetul 17 spune așa, Iisus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățați toți? cei 10, dar ceilalți nouă unde sunt? Vedeți, aici Biblia subliniază pasul mulțumirii a 10%. În ce sens, în versetul 15, în ce sens este subliniat? Pentru că doar unul din 10 s-a întors înapoi la Mântuitorul. Foarte interesant acest concept. Din ce cauză? Pentru că el, în momentul în care a întors la Dumnezeu mulțumirea, Dumnezeu a continuat lucrarea cu el. Ăsta este un concept foarte, foarte interesant în viața creștină. În momentul în care a dat înapoi lui Isus mulțumire, lucrarea cu el nu s-a oprit acolo, ci a continuat mai departe. Vedeți, cu cei nouă, lucrarea atât a fost de vindecare. Și s-au dus înapoi la familii fericiți, probabil. Eu așa cred. Dar cu acest om a fost diferit. A primit vindecare și nu numai că a primit vindecare, a fost fericit, iar apoi a primit și mântuirea. A dat înapoi lui Dumnezeu mulțumire, iar Mântuitorul a continuat lucrarea cu el, oferindu-i și viața veșnică. Ce putem să înțelegem din acest verset? Că fiecare dintre noi. Trebuie să-i dăm lui Dumnezeu înapoi ceea ce ne-a dat El. Dacă ți-a dat ceva Dumnezeu, dă și tu înapoi o parte. Fie că-i finanțe, fie că-i timp, fie că-i abilități, fie că-i înțelepciune, nu știu ce. Tu știi mai bine ce vrei să-i dai Domnului. Dar cu ce-i dai înapoi lui Dumnezeu, El continuă lucrarea lui și lucrează mai mult și transformă acel, acel lucru pe mai departe, îl amplifică pasul ascultării, pasul mulțumirii și pasul revelației. Uitați ce spune Biblia, cuvântul lui Dumnezeu în versetul 15. Unul din ei când s-a văzut vindecat, S-a întors slăvit pe Dumnezeu cu glas tare, versetul 16. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui sus și a mulțumit. Era samaritian, era din care evrei îi priveau de sus. Era samaritian. Zice Biblia, parcă ne-o spune așa, direct, în două cuvinte. Ăsta era respinsul, era samaritian. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Isus și a mulțumit. Vedeți, aici avem pasul revelației. Normal, toți trebuiau să meargă la preoți, Toată lumea trebuia să meargă la preoți, să se arate preoților din acele vremuri și să primească acceptarea preoților că nu mai sunt leproși. Dar omul acesta s-a oprit în drum și a făcut socotelile, nu știu cum, ce descoperire a avut el și a zis, măi, aici trebuie să fie cineva mai mare decât preoții noștri. Aici trebuie să fie la mijloc unul care este Fiul lui Dumnezeu, care este marele preot al lui Dumnezeu. Aștept puțin și vreau să mă întorc înapoi cu mulțumire la acest mare preot care mi-a dat vindecare și s-a dus, s-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Isus și a mulțumit. Ce descoperire a avut omul acesta? Ce descoperire a avut samaritianul acesta pe care nimeni nu dădea nimica? Era și samaritian, era și lepros, era ultimul din societate. Și totuși, omul acesta ultim are o descoperire, o revelație deosebită. Fiecare dintre noi cred că trebuie să avem momente în care să vedem și noi că Domnul Isus Hristos Mântuitorul lucrează dincolo de ceea ce vedem noi. Lucrează în viețile noastre într-un mod deosebit. Și al patrulea lucru, al trei, mă scuzați, al treilea lucru pe lângă situația lor prin care au trecut acești leproși, apoi acțiunea lor, putem să vedem în al treilea rând mulțumirea. Vedeți, dumneavoastră Mulțumirea este un aspect foarte, foarte important în viața creștină. Foarte important. Eu mi-aduc aminte când am venit în America prima dată, am venit cu foarte puțin bani și mă rugam în fiecare zi. Ziceam, Doamne, mișcă inima unei persoane să mă duc astăzi să-mi cumpără un sandwich de la McDonald's sau de unde mai cumpăram în Chicago. Și așa mă rugam cu atâta credință că mă suna unul și zicea, auzi, hai să te duc la cel mai mare McDonald's din lume, are etaj în Chicago. A zis, slăvit să fie numele Domnului, sper că nu mă pune să-l și plătesc. Și m-a dus acolo și când m-am pus la masă, a zis, ce vrei? Păi, nu mai știu ce număr am spus eu acolo, numărul 6, 7, care au fost acolo ceva sandwich de lux, că la părea mai mai lux, avea și bacon, eu știu ce aveam fine. Și m-am pus acolo și mă ruga și mulțumea Domnului și zi, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai ascultat rugăciunea, e bun, e bun mcdonalds ăsta, îl mănânc și... Doamne, și cartofi prăjiți, și sucul, nu mai știu ce era, Pepsi, Cola, a fost foarte bun și am mulțumit Domnului. Și a doua zi, la fel, Doamne, văd că am în credință, mă rugam să mă sune altul, Doamne. Și mă sunau la rând și mă duceau la McDonald's sau la ce mai fost acolo, Arbis, și îmi luam câte un mușdei din ăla cu horse și le mâncam și aveam o credință extraordinară. Și mulțumeam Domnului pentru fiecare sandwich și aveam credință. Însă timpul a trecut, acum pot să-mi cumpăr eu câte McDonald's-ul vreau, dar surpriza mare e că nu mă mai rog la masă așa de mult. Și am văzut, când nu aveam sandwich mă rugam lui Dumnezeu, aveam credință, eram super mulțumitor, dar acum când pot să-mi iau eu sandwich nu mă mai rog așa mult. L-am băgat direct și am terminat. Și m-am sculat de la masă și am plecat. Și Duhul sunt mai zice, dar vezi, atunci când nu aveai sandwich te rugai și erai mulțumitor. Acum când îl ai, -ul. nu mai este așa mulțumitor Înțelegeți, Domnul Iisus Pentru toate lucrurile care ni le dă Vrea ca să ne întoarcem La El cu mulțumire Doamne ajută-ne să avem O inimă mulțumitoare Ăsta e un secret în viața creștină Fie că e un sandwich mic fie că-i vindecare, fie că-i călăuzire, fie că este o biserică care ne-a dat-o Domnul, absolut pentru toate lucrurile, este important să păstrăm în inima noastră un duh de mulțumire și de apreciere și să spunem, Doamne, slăvit să fie numele Tău, că Tu ne porți de grijă cu toate lucrurile, slăvit să fie în numele Domnului. Aș vrea să invit echipa de închinare, mă apropii de, de final, și aș vrea să închei cu aceste cuvinte că omul acesta, din pildă, nu-i cunoaștem numele acestui, acestui samaritian, dar a primit aprecierea Domnului Isus pentru mulțumire și a pus Domnul Isus această întrebare. Dar ceilalți nouă unde sunt? Dar tu, în mulțumirea ta, tu unde ești? Eu unde sunt în mulțumirea mea? Dacă suntem într-o situație, poate ca ale proșii, poate, eu știu, de apăsare, poate de bucurie, poate oricare ar fi situația din viața noastră, să fim convinși că Domnul trece pe lângă noi, pe strada noastră, iar apoi să facem pasul, pasul credinței, pasul mulțumirii să lăsăm pe Domnul să reveleze lucruri în viața noastră și apoi, la urmă, să fim mulțumitori pentru toate lucrurile care ni le dă Domnul, pentru că de la El vin toate lucrurile slăvit să fie în numele Lui. Haideți împreună cu echipa! Să ne ridicăm în picioare, să cântăm această ultimă cântare din această seară, iar apoi să facem o rugăciune în care fiecare dintre noi să venim înaintea Domnului și să spunem Doamne, dacă sunt pe strada aceea, Doamne, întărește-mă, dacă sunt nemulțumit, Doamne, dăm o inimă mulțumită, dăm descoperire de la tine și Domnul va lucra în viețile noastre. Amin.